Când putem deranja un câine care este în timpul dresajului? Sunt două situații mari și late care se confruntă și atât dresorii de câini cât și proprietarii. 1. Câinele este în timpul dresajului, este într-o comandă de așteptare, să zicem, și trec oameni. Și câinele e drăguț, e simpatic, probabil că e un fun. Voi, ce cățel drăguț, voi ați frecat exercițiul, l-ați dat dracu cu totul. Și e mega, mega frustrant atât pentru dresori, cât și pentru proprietarii care exersează cu câinii lor. Eu înțeleg că e frumos, eu înțeleg că vă place, dar ar trebui să țineți toate lucrurile astea pentru voi. Puteți sta deoparte, să admirați, să urmăriți, să faceți ce vreți voi. Iar când se termină exercițiul, puteți întreba acea persoană. Pot să mângâi câinele, pot să vorbesc cu dumneavoastră un minut. Dar stați să se termine exercițiul, pentru că un exercițiu deranjat o dată de tine, o dată de altcineva, încă o dată de altcineva și tot așa, pentru câine ce înseamnă? Freacă meargă, nu o duce niciodată la capăt, pentru că cineva vine și freacă întotdeauna exercițiul. Ce se mai întâmplă? Omul, proprietarul, dresorul se frustrează, se enervează, deși nu are nici el nicio vină și nu are nici câinele. Și poate crea o stare de tensiune între câine și el și toate lucrurile se duc naibii, cel puțin în ziua respectivă. De ce? Din cauza ta, pentru că ți s-a părut drăguț câinele. Asta e o variantă. Cea de-a doua variantă e când ai un câine și te plimbi cu el fără lesă sau cu lesă în cazul fericit și vezi că e un câine care execută comenzi de dresaj. Și tu îl lași să cunoască acel câine, că doar, na, trebuia să cunoască câinele. Nu există. Există doar în zilele noastre și în societatea noastră. Câinii sunt animale sociabile, dar nu doresc atât de mult să cunoască alți câini pe cât credem noi oamenii. Hai să ne gândim că majoritatea am avut legătură cu zona rurală. Majoritatea bunicilor noștri au locuit în zona rurală. De câte ori țineți minte ca câinele bunicului să se joace cu câinele vecinului? Eu nu țin minte niciodată să fie jucat, eventual se îmbăteau, pentru că sunt animale teritoriale câinii și au ceva de împărțit și se vor lupta pentru teritoriu. Nici de cum să se joace. Așa că situația în care mergi cu câinele la un câine care este în timpul exercițiilor de dresaj, să-l cunoască, e o prostie mare. E total prost înțeleasă toată povestea asta. Nu mai deranjați câinii care sunt la dresaj, pentru că ei învață sau repetă ceva și nu au nevoie de factori care să le distragă atenția, care să strice exercițiul, pentru că tu nu îți poți controla câinele sau nu-l poți ține sau nu-i pui lesa. Așa că fiți atenți, respectați munca celor de jur. Ne vedem!